Mai face ProTV un nou sezon Survivor România? La ce întrebări trebuie să răspundă cei care vor să se înscrie în competiție Mai face ProTV un nou sezon Survivor România? Află la ce întrebări trebuie să răspundă cei care sunt dornici să participe la cel mai dur reality show în viitor. Fanii se întreabă dacă ProTV mai face un nou sezon Survivor România. Primele două sezoane au fost difuzate la Canal D, iar al treilea a fost produs de Postul TV de pe Pache Protopopescu. Iată la ce întrebări trebuie să răspundă cei care vor să se înscrie la reality show. Mai face ProTV un nou sezon Survivor România? Întrebările la care trebuie să răspundă viitorii concurenți. Cei care își doresc să participe la Survivor România vor avea de completat datele personale, printre care și înălțimea și greutatea. De asemenea, aceștia trebuie să încarce o fotografie cu ei, dar și una în care este vizibil întregul corp. După completarea datelor personale, candidații vor avea de răspuns la câteva întrebări ale formularului de înscriere disponibil pe ProTV. Aceștia trebuie să răspundă ce au de gând să facă cu marele premiu dacă vor câștiga Survivor. De altfel, aceștia trebuie să răspundă dacă sunt fumători, dar și câte țigări fumează într-o zi. O altă întrebare este ce sporturi practici. Specifică gradul de performanță. Viitorii concurenți trebuie să specifice și dacă au probleme de sănătate, alergii și dacă iau medicamente. Concurenții sunt întrebați dacă știu să înoate și care este nivelul lor la acest sport, care este foarte important din moment ce multe trasee sunt pe apă. Următoarele întrebări sunt legate de motivele participării la Survivor, precum și de aturile viitorilor concurenți. De ce vrei să participi la Survivor? Care sunt aturile pe care te bazezi pentru a participa la Survivor? Dacă vei primi șansa de a participa la Survivor ca și concurent, ce crezi că te va pune în dificultate cel mai mult? Dar cel mai puțin, sunt trei dintre întrebările formularului de înscriere. Viitorii concurenți trebuie să se caracterizeze în trei cuvinte, dar și să precizeze care a fost cel mai nebunesc lucru pe care l-au făcut până acum. Care este cea mai nefericită situație prin care ai trecut, care este cel mai fericit moment pe care l-ai trăit, care este cel mai interesant lucru pe care îl poți povesti despre tine, sunt alte întrebări ce se regăsesc în formularul de înscriere. La penultima întrebare, candidații trebuie să specifice dacă mai cunosc pe cineva care s-a înscris la Survivor și să precizeze numele persoanei respective. În încheiere, aceștia trebuie să precizeze dacă au mai participat la alte programe TV până în prezent. De ce locuiește Elena Chiriac de la Survivor România în Londra, cu mama ei? Ce relație are cu tatăl Elena Chiriac, concurenta de la Survivor România care a ajuns până în finală și s-a clasat pe locul 2, trăiește de ani buni în Londra alături de mama sa? Iată toate detaliile care au determinat-o să părăsească România. Motivul pentru care Elena Chiriac de la Survivor România s-a mutat în Londra cu mama ei. Elena Chiriac are o carieră de vis în lumea sportului. Aceasta este multiplă campioană națională la Taekwondo WTF și una din cele mai iubite concurente de la Survivor România. Tânăra a părăsit ara cu mulți ani în urmă și locuiește alături de mama ei în Londra. Tânăra a mărturisit motivele care au împins-o să ia decizia mutării definitive de a se stabili în Anglia, decizie luată împreună cu mama sa. Eu și mama aveam nevoie de un nou început. Londra ne-a oferit posibilitatea de a avea viața la care am visat întotdeauna. Eu studiez la o universitate de top, de care sunt foarte mulțumită. Mama a reușit să-și construiască drumul către cariera la care a visat. Mama mea este persoana care mă cunoaște cel mai bine. Faptul că locuim împreună și suntem prietene îmi face foarte bine. Mutarea în Londra face parte dintre cele mai dificile etape prin care a trebuit să trecem. Ne-am susținut una pe cealaltă și am reușit, a povestit Elena Chiriac într-un interviu pentru revista Viva. Elena Chiriac, despre relația cu tatăl ei, aceasta a explicat că tatăl ei locuiește în continuare în România, căci părinții ei sunt separați. Totuși, relația cu tatăl său este una foarte bună, fiind omul care i-a dat cele mai multe sfaturi și încurajări pe parcursul carierei sportive.
Elena Chiriac are despre tatăl său numai cuvinte de laudă. Deși stau la mulți kilometri distanță, Elena vorbește zilnic cu tatăl său prin telefon. Nu există nimic care să poată distruge relația tată-fiică pe care o avem, a completat Elena Chiriac în cadrul aceluiași interviu. Cum a reacționat Cătălin Zmărândescu după ce Elena Chiriac a pierdut finala Survivor România? Fostul bodyguard al lui Gigi Becali a recunoscut ce a simțit. Ea are 20 de ani în acest moment, are viața înainte. Cătălin Zmărândescu a comentat finala de la Survivor România 2022, pierdută de Elena Chiriac în fața lui Alex Delea. Fostul bodyguard al lui Gigi Becali s-a numărat printre concurenții acestei ediții a Survivor România, show-ul de maximă audiență de la ProTV, însă a părăsit destul de repede competiția. Cătălin Zmărândescu a fost în centrul mai multor scandaluri, dar după ce a fost eliminat a mers la casa lui de vacanță și s-a relaxat, urmărind detașat următoarele episoade. Acum, el a vorbit despre finala Survivor România 2022, pe care Alex Delea a câștigat-o în fața Elenei Chiriac. Cum a reacționat Cătălin Zmărândescu după ce Elena Chiriac a pierdut finala Survivor România? Cătălin Zmărândescu a vorbit despre finala Survivor România, pe care Elena Chiriac a pierdut-o în fața lui Alex Delea. Fosta gardă de corp a lui Gigi Becali este de părere că fosta lui colegă din echipa Faimoșilor a reușit să lase o impresie foarte bună, în ciuda vârstei fragede. Cătălin Zmărândescu recunoaște că nu și-ar fi putut dori o finală în care să se lupte pentru primul loc alți concurenți în afara lui Alex Delea și a Elenei Chiriac. Fostul luptător a ținut să o încurajeze pe concurenta care a terminat concursul pe locul secund și i-a transmis că are toată viața înainte. Un copil de 19 ani, nere Elena Chiriac, imatur, cum au spus unii, le-a dat clasă multora. A ajuns în această finală. Nu cred că exista finală mai potrivită. Nu am de ce să mă supăr, asta e finala pe care eu am visat-o, mi-am dorit-o, s-a întâmplat. Ea are 20 de ani în momentul ăsta, are toată viața înainte și poate să facă multe lucruri frumoase, a declarat Cătălin Zmărândescu, potrivit ProTV. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. A pus mâna pe marele premiu, de 100.000 de euro. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. Așteptarea a luat sfârșit pentru telespectatorii ProTV. În această seară, 31 mai 2022, a fost anunțat câștigătorul Survivor România 2022. 10 a primit trofeul Survivor 2022, dar a pus mâna și pe mult râvănitul premiu, în valoare de 100.000 de euro. Lupta nu a fost deloc una ușoară, fiecare dintre finaliști dorindu-se învingător. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. 10 este în culmea fericirii. Pe lângă faptul că a câștigat trofeul Survivor România 2022, se va întoarce acasă, în România și cu marele premiu, de 100.000 de euro. Lupta din marea finală a fost una strânsă, plină de emoții, telespectatorii susținându-și preferații cu sufletul la gură. Doar unul dintre ei a fost desemnat însă învingător. Alex Delea și Elena Chiriac și-au disputat trofeul și marele premiu, emoțiile fiind foarte mari pentru amândoi. Nu știu ce se întâmplă cu mine, nu pot să cred așa ceva, a declarat Alex Delea, câștigătorul Survivor. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. De pe 16 februarie 2022, data la care la ProTV a debutat noul sezon Survivor, mii de telespectatori din România, dar și din străinătate, au urmărit show-ul cu sufletul la gură. Rând pe rând, concurenții, războinici, faimoși, tigri sau vulturii, au părăsit competiția. În marea finală au rămas doar trei dintre ei, cei mai puternici, determinați să câștige: Elena Chiriac, Ionuț Popa și Alex Delea. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. Alex Delea a câștigat Survivor 2022. Ziua de 31 mai 2022 va rămâne veșnic în amintirea fanilor Survivor, pentru că în această seară s-a aflat cine a câștigat Survivor România 2022. Tensiunea a atins cote maxime în marea finală.
Ultima ediție a competiției a adus în prim plan lupte dure, tensiuni și dezamăgiri, însă 10 are toate motivele de bucurie pentru că a învins. După luni bune petrecute în Republica Dominicană, în condiții extrem de grele, 10 poate avea, în sfârșit, zâmbetul pe buze, pentru că a câștigat Survivor România 2022. În ciuda rivalilor de temut și a luptelor grele, mai ales cele din finală, a dovedit că are toate calitățile pentru a pune mâna pe trofeu, dar și pe premiul de 100.000 de euro. Alexandru Nedelcu, eliminat înainte de finala Survivor 2022. Alexandru Nedelcu a ajuns în ultimii 4 concurenți rămași la Survivor România 2022, însă nu a mai apucat finala, fiind eliminat. A mărturisit că regretă că drumul lui în competiție s-a încheiat, dar că e mândru de parcursul său. Ăsta a fost drumul meu până aici. Sunt mândru de mine și sunt sigur că și cei de acasă sunt. Mi-aș fi dorit să ajung în finală, dar dacă atât mi-a fost scris, atât a fost să fie, a declarat Alexandru Nedelcu când a fost eliminat de la Survivor 2022. Foștii concurenți au revenit la Survivor 2022 pentru a-și susține finaliștii. Concurenții eliminați din reality show s-au întors la Survivor România 2022, în finală, pentru a-și susține finaliștii. Printre cei care au părăsit competiția se află și nume mari din showbizul românesc. Aceștia și-au făcut bagajele pentru a-i fi alături marelui învingător. Finala Survivor România 2021 a putut fi urmărită atât la televizor, pe ProTV, cât și online, pe Voio. După încheierea show-ului, Daniel Pavel și câștigătorul Survivor 2022 vor intra în direct pe Voio, pentru a le împărtăși fanilor emisiunii primele impresii după marea finală. Zani, câștigătorul Survivor România 2021. Anul trecut, cel care a câștigat Survivor România 2021 a fost nimeni altul decât Zani. Fostul concurent a luptat ca un adevărat sportiv în finala Survivor 2021, iar telespectatorii l-au ajutat să își asigure victoria. A luptat cot la cot cu cei 19 adversari prezenți la început de competiție și, treptat, a reușit să rămână înconjurat de cei mai buni. După ce l-a eliminat pe Marius în prima parte din finala Survivor 2021, Zani a reușit să îl învingă și pe Andrei, cu ajutorul telespectatorilor. Cum e? Miros a urs. De emoții am transpirat. Cum să mă simt? E foarte greu trofeul. E cel mai greu trofeu. Mă simt foarte bine. Trebuie să recunosc, i-am simțit pe oameni foarte aproape de mine. Am avut emoții, dar erau de bucurie. Am simțit acest moment. Vă mulțumesc din tot sufletul meu, nu că ați pierdut timp, ci că l-ați câștigat alături de mine, a spunea atunci câștigătorul Survivor 2021, ținând în mână trofeul de supraviețuitor.